Binecuvântăm pe Dumnezeu pentru că din nou suntem împreună. Lăudați să fie Domnul pentru lucrul acesta. Amen. Suntem sănătoși, Dumnezeu ne-a purtat de grijă. Alții încă trebuie să mai sosească din concedii. Dumnezeu să-i binecuvânteze acolo unde sunt. Și să știți că este un mare har să fim din nou în casa Domnului. Eu sunt foarte bucuros că suntem aici împreună. De aceea, haideți să ne ridicăm în picioare și cred că ar fi bine și frumos să venim înaintea Domnului și să-i mulțumim că ne-a păzit pe fiecare acolo unde am fost, a vegheat asupra noastră, asupra familiilor noastre și cred că Dumnezeu merită toată lauda, toată cinstea, pentru că Dumnezeu a vegheat asupra noastră, lauda să fie numele Său. Dar înainte să ne închinăm Domnului, haideți să citim din Cuvântul lui Dumnezeu, să citim Psalmul 92, unde cuvântul Domnului spune atât de frumos: frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău preanalte, să vestim dimineața bunătatea Ta și noaptea credincioșia Ta, cu instrumentul cu 10 coarde și cu alăuta în sunetele arfei, căci Tu mă înveselești cu lucrările Tale, Doamne, și eu când de veselie când văd lucrarea mâinilor Tale. Amin. Haideți să închidem ochii noștri și cu toată adunarea să ne concentrăm din toată inima noastră, cu mintea noastră, să
așa cum a spus, să mulțumim Domnului că a vegheat asupra noastră și suntem în locul acesta ca să-L înălțăm, ca să-L binecuvântăm. Acest timp pe care le petrece în casa Domnului să fie spre slava și spre gloria lui Dumnezeu. Haideți să ne închinăm Domnului. Pentru că din nou suntem în casa Ta de rugăciune, îți mulțumim din toată inima noastră, Doamne, pentru că ai vegheat asupra noastră, asupra familiilor noastre, mâna Ta a fost peste noi, Tată din ceruri. Și îți mulțumim din toată inima, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos. Îți mulțumim, Iisuse, și pentru jertfa Ta, pentru sângele Tău, pentru trupul Tău care s-au jertfit pentru noi, pentru fărdelegile noastre, pentru păcatele noastre. Binecuvântat să fie numele Tău. Și Te rog, Doamne, ca în continuare Duhul Tău cel Sfânt să fie peste întreaga adunare și pacea Ta să fie peste noi. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile și înainte să cântăm, să mai citim versetul 13, unde spune cuvântul Domnului din Psalmul 92, versetul 13, cei sădiți în casa Domnului înverzesc în curțile Dumnezeului nostru. Amin. Din nou vrem să prindem puteri, din nou vrem să înverzim, nu că nu suntem verzi, dar vrem ca din nou ca Dumnezeu să fie acela care să își pună mâna peste noi, El să ne ierte, să ne curățească și să ne umple de dragostea Lui și de pacea Lui. Binecuvântat să fie Domnul. Încă o dată Domnul să fie lăudat pentru tot ceea ce a făcut pentru fiecare dintre noi. Ca vegea sunt alții care s-au dus în stânga și în dreapta și nu s-au mai întors. Dar uite că noi suntem în casa Domnului și lăudat să fie Dumnezeu pentru lucrul acesta. Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare și haideți să ne deschidem inimile, să lăudăm pe Iisus care ne-a răscumpărat, care ne-a mântuit, știm fiecare dintre noi, frați și surori, de unde ne-a scos Dumnezeu. Eu îi mulțumesc Domnului Iisus pentru tot ceea ce a făcut pentru mine. Amin. Cu
zicilor mulți sus m-a strigat. E plină mila lui va fi, chiar haina în care voi luci. Hai să cântăm, stânga mea e Hristos. La dispoziție i-am odihnit trupurile noastre, ne-am întors și ne pare bine să ne vedem unii pe alții. Amen. Așa e că se stă bine unii cu alții. Amen. Să ne revedem o parte dintre noi, pentru că o altă parte încă n-au ajuns. Și este un har pentru noi ca să putem să ne bucurăm și de partea aceasta a vieții. Să poți să te odihnești de munca pe care o depunem în fiecare zi. Dar avem harul. Și citea fratele Călin în Psalmul 92 și spune, este frumos să-L lauzi pe Dumnezeu. Amen. Este frumos. Știți de ce? Pentru că acest Dumnezeu pe care noi îl lăudăm astăzi n-a fost în concediu. N-a plecat. Nu ne-a lăsat la voia întâmplării. Nu ne-a spus umpleți voi frigiderul harului, ci tot El l-a umplut. Tot El ne-a purtat de grijă în călătorii, ne-a purtat de grijă familiilor noastre, ne-a purtat de grijă sănătății noastre și ne poartă de grijă. Acest Dumnezeu care este credincios, așa spune cuvântul lui Dumnezeu, să nu uiți de credincioșia lui Dumnezeu. Pentru că frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Lui prea înalte. Să vestim dimineața, ce să vestești? Bunătatea lui Dumnezeu. Gloria să ne uităm spre El și să vezi că Dumnezeu a fost bun cu tine și cu mine. A fost Dumnezeu bun cu copiii tăi. A fost Dumnezeu bun cu familia ta. A fost Dumnezeu bun cu vecinii tăi. Și nu s-a întâmplat nimic rău. Și cuvântul lui Dumnezeu spune, și noaptea, credincioșia ta, înainte să adormim, înainte să închidem ochii noștri, să ne dăm seama că noi suntem dependenți de Dumnezeu. Și dacă ne-am întors înapoi în odihna noastră, în patul nostru, este pentru că Dumnezeu a vegheat. Apostolul Pavel este în lanțuri. Și la un moment dat le trimite o scrisoare filipenilor. Și spune, printre altele, eu mă rog pentru voi, lanțurile mele, voi sunteți părtași cu mine. Eu vă consider pe voi părtași, știți de ce? Pentru că voi vă rugați și alții sunteți părtași acelui har cu mine, spune el. Și asta găsim în Filipeni, în primul capitol. Și spune în versetul 8, căci martură mi este Dumnezeu că vă iubesc. Auziți, din lanțuri un om care este greu încercat, care n-a fost relaxat în momentul acela, a fost greu încercat. Spune, vă iubesc pe toți cu o dragoste nespusă în Iisus Hristos.
Și vreau să mă rog pentru voi, spune Apostolul Pavel aici. Și mă rog, și uitați care este prioritatea lui Pavel, omul lui Dumnezeu, care a înțeles o prioritate. Și aici, și mă rog ca dragostea voastră, ca dragostea noastră, ce să facă? Să crească. Pentru că el deja și-a mărturisit dragostea lui și a spus, eu vă iubesc. Dar dragostea voastră, filipenilor, dragostea noastră, Biserică Maranata, dragostea noastră, cei ce suntem aici, să crească și uitați pentru ce. Nu pentru orice. Tot mai mult în cunoștință. Și orice pricepere. Ca să deosebiți lucrurile alese. Aici este esența acestei dorințe a Apostolului Pavel. Ca să putem să deosebim lucrurile alese. A fost frumos pe unde am fost. Munții atât de frumoși. Frații care sunt pasionați de munți au fost să viziteze, mi-au trimis ceva poze. Sunt atât de frumoși, marea este frumoasă, se mănâncă bine în Italia, se mănâncă bine pe unde ați fost. Totul este frumos, dar sunt niște lucruri alese pe care noi trebuie să ținem cont de ele. Și dragostea noastră pentru acele lucruri trebuie să crească. Pentru lucrurile alese pe care Dumnezeu le-a ales pentru noi. Și aici este o luptă, că trebuie să ne rugăm ca să ne placă lucrurile alese. Să te rogi ca să-ți placă să-L iubești pe vrăjmașul tău. Este un lucru ales. Să te rogi ca să poți să fii puternic în furtună. Să te rogi atunci când vezi că sunt două războaie, unul în stânga, unul în dreapta și s-ar putea să pocnească al treilea și mai mare. Să te rogi lui Dumnezeu să nu disperi, să nu-ți fie frică, pentru că știi că apărătorul tău este viu. Aleluia, slavă ție, Doamne. Acestea sunt lucrurile alese pe care Apostolul Pavel vrea ca filipenii să înțeleagă și în această dimineață trebuie să le înțelegem și noi și ne vom ruga. Ne vom ruga lui Dumnezeu, suntem la oră de rugăciune și ne vom ruga lui Dumnezeu și mă rog ca dragostea voastră să crească tot mai mult în cunoștință, să cunoaștem și orice pricepere ca să deosebiți lucrurile alese pentru ca să fiți curați. Scopul final. Ca lucrurile alese să nu ne piardă din vizorul vieții noastre. Ca să fim curați. De ce? Să nu atârnă o pată neagră asupra sufletelor noastre atunci când Hristos se va întoarce să ne ia de pe pământul acesta. Pentru că cu toată frumusețea pe care avem și noi trăim într-un colț al lumii frumos, cu toate acestea, Cuvântul lui Dumnezeu ne asigură că toate într-o zi vor arde. Dar lucrurile alea se vor rămâne. Pentru ca să fiți curați și să nu vă poticniți până în ziua venirii lui Hristos. Plini de roada neprihănirii prin Iisus Hristos spre slava și spre lauda lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm în picioare. Chiar dacă suntem într-un număr mai micuț, pentru că nu s-au întors încă frații noștri. Asta nu îl limitează pe Dumnezeu ca să ne asculte rugăciunea. Dacă îți dorești cu adevărat ca să fii sensibil, să fii atent la lucrurile alese ale lui Dumnezeu, s-ar putea să fim deficitari la unele lucruri. Roagă-L pe Dumnezeu, să rugăm pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel s-a rugat pentru filipeni. Mă rog ca dragostea voastră să crească pentru lucrurile alese. În această dimineață vrem să ne rugăm pentru acest lucru, ca dragostea noastră să crească pentru lucrurile lui Dumnezeu. Amin. Pentru că aceste lucruri sunt alese. Lucrurile care cu adevărat contează. Pentru acea pace pe care ți-o dă Dumnezeu atunci când treci prin valea plângerii. Să rogi pe Dumnezeu să te umple de putere atunci când El alege să te treacă prin valea umbrei morții. Să te rogi lui Dumnezeu ca să-ți dea înțelepciune atunci când stai în fața vrăjmașului. Și să poți cu adevărat ca să rămâi vertical, în picioare, plăcut lui Dumnezeu. De aceea vă invit cu toți împreună cu mine să închidem ochii noștri. Și să continuăm să ne rugăm. Această dorință lui Pavel, haideți să o atragem asupra noastră. Să avem și noi această dorință, să rugăm pe Dumnezeu, să ne îmbogățească cu această dragoste pentru lucrurile alese lui Dumnezeu. Amin. Să ne rugăm cu toții. Continuă această rugăciune și să roage pe Dumnezeu. Aleluia, slavă ție, Iisus. Gloria ție, Tu ești Domnul nostru și noi recunoaștem domnia Ta peste noi în aceste momente. Avem privilegiul să fim din nou în casa de rugăciune, să chemăm numele Tău și să fim ascultați și de aceea lăudăm numele Tău, Doamne. Te preamărim pe Tine, glorificat să fii Tu în veci. Noi avem privilegiul acesta, Doamne, și
Cerem din mâna Ta lucruri alese. Știm că ele vin de la Tine, Tată bun. Știm că tot ceea ce vine de la Tine sunt lucruri bune. De aceea, binecuvintează-ne acum când stăm în prezența Ta. Prin Duhul Tău cel Sfânt, Te rugăm în numele Lui Iisus, atinge-Te de nevoile noastre, Doamne. Mai întâi de cele spirituale și apoi de cele materiale. Avem nevoie de Tine, Doamne. Suntem dependenți de Tine, de prezența Ta, de ajutorul Tău, Doamne, care vine la vreme potrivită. Tu ești Domnul nostru, noi proclamăm numele Tău peste noi și Te rugăm frumos să ne dai biruință în lumea aceasta în care ne-ai așezat. În colțișorul acesta, Doamne, unde suntem. Te rugăm frumos, ajută-ne să fim o binecuvântare pentru cei din jur. Să fim lumini în lumea aceasta de păcat, Doamne. Te rugăm, ajută-ne să călcăm pe urmele pașilor Tăi, căci Tu ești Sfânt, vrem să fim și noi, Doamne. De aceea binecuvintează-ne cu lucruri alese, așa cum cuvântul Tău promite. Te rugăm frumos, ajută-ne să umblăm în fapte bune. Și astfel, Doamne, să fim binecuvântați ai Tatălui. Și ca sfârșit, Doamne, să avem premiul ales, care Tu l-ai pregătit pentru noi, chemarea sfântă de a fi în împărăția Ta pentru veșnicie. Slavă Ție, Doamne! Ne dorim lucrul acesta, de aceea, Doamne. Te rugăm frumos, binecuvintează pe fiecare. În aceste momente, Doamne, prin Duhul Tău ce sunt, cercetează inimile noastre, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să ne sfințim pentru împărăția Ta. Tu ești Domnul nostru, de aceea Te recunoaștem pe Tine ca Domn și Stăpân. Peste familiile noastre rostim binecuvântarea Ta. Peste fiii noștri, peste fiicele noastre, Doamne. Chemăm numele Tău și spunem, Doamne, ca numele Tău să strălucească peste noi. În numele Lui Iisus Te chemăm și Îți mulțumim că ne asculți. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locurile și să continuăm să-L lăudăm pe Dumnezeu. Toate acestea putem să facem doar prin Iisus Hristos. Așa spune versetul 11, să fiți plini de roadele neprihănirii prin Iisus Hristos, prin meritele Lui, prin meritele Celui care a plătit prețul. Și toate spre slava și spre lauda Lui Dumnezeu. Amin. Să cântăm Domnului într-o altă cântare, iar apoi fratele Ghiță să ne îndemne pentru o altă rugăciune. Amin. Yeah.
Fie în numele Domnului, poetul acestei cântări spunea: eu de tine am nevoie și am nevoie mare. Tu ești neprihănirea mea și a mea apărare, slăvit să fie în numele Domnului. Și noi avem nevoie, așa-i, frați și surori? Și am avut nevoie și vom avea nevoie întotdeauna de intervenția lui Dumnezeu, de puterea lui Dumnezeu, slăvit să fie în numele Domnului. Spunea fratele Ionică că Dumnezeu nu și-a luat concediu 2-3 săptămâni și să zică: acum descurcați-vă singuri, vedeți voi cum reușiți să o faceți, cum reușiți să vă treziți, să vă puneți putere în trupurile voastre, vedeți voi, eu trebuie să plec 3 săptămâni. Nu, El a fost cu noi, ne-a dat putere să mergem înainte. Mai mult decât atât, frați și surori, în vacanțele acestea a păzit sufletele noastre, vă dați seama. Sufletele noastre, faptul că ești în locul acesta este că Dumnezeu a păzit sufletul tău și sufletul meu. Și a mai pus dorul veșniciei în inima noastră. Amen. Să venim în locul acesta să ne întâlnim cu El. Amen. Și în această rugăciune nu vrem să facem altceva decât să-i mulțumim. Amen. Pentru că a fost de partea noastră. Amen. Să ne gândim la ceea ce a făcut Dumnezeu pentru noi, frați și surori. Este cel mai minunat lucru. Spune cuvântul lui Dumnezeu în Efeseni, capitolul 2: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre, în care trăiați odinioară după mersul lumii acestuia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Acolo eram cu toții. Și vine cuvântul lui Dumnezeu în versetul 11, spune: de aceea, voi care altădată erați neamuri din naștere, numiți netăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului, aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Ce tragic! Așa-i, frate? Să nu ai nicio nădejde, să nu ai nicio speranță, să știi că atunci când se termină viața ta, se termină totul. Mai mult decât atât, să trăiești cu frică, că într-o zi trebuie să pleci de pe pământul acesta și nu știi ceea ce te așteaptă dincolo. Dar îi mulțumim lui Dumnezeu. Amen. Că El a fost acela care s-a îndurat de noi. Gloria, ne-a smuls din mâna vrăjmașului, ne-a smuls din lumea întunericului și ne-a dus la lumină, slăvit să fie numele Domnului. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. De aceea suntem în locul acesta. Venim înaintea Lui ca să-i mulțumim pentru ceea ce a făcut pentru lumea întreagă. Frați și surori, Dumnezeu a trimis pe Iisus Hristos ca să mântuiască întreaga omenire și spune cuvântul lui Dumnezeu: cine va crede și se va boteza în numele lui Iisus Hristos va fi mântuit, slăvit să fie numele Lui. Iar cine nu va crede va fi osândit și într-o zi va veni o zi când Dumnezeu va spune: îmi pare rău, ți-am dat șansa. Ți-am dat oportunitatea, nu trebuia să faci nimic, doar să crezi în jertfa mea. Să crezi că eu am salvat omenirea întreagă și să mă urmezi. Aș dori să ne ridicăm în picioare, frați și surori. Și în această rugăciune să venim să-i mulțumim căci El este acela care este viu. Aleluia. Să-i mulțumim că El este acela care ne-a salvat. Să-i mulțumim că El este acela care ne poartă în fiecare zi de grijă sufletele noastre. Cel mai important lucru, frate și surori. Dacă ți-ai pierdut sufletul în lumea aceasta, poți să deții ce vrei tu în lumea aceasta. Spune un verset dintr-o cântare: poți să ai chiar lumea întreagă. Aur, glorii, bogății, să fii împărat, să fii rege. Ce vrei tu în lumea aceasta? De nu-L ai pe Domnul Iisus, ești pierdut. Pierdut pentru veci, pentru totdeauna. Îi mulțumim lui Iisus Hristos că și prin valea aceasta plângerii
îl avem pe El. Amen. Aleluia. Și atât de minunat când nu poți să mai spui problema ta, situația ta la nimeni pentru că nu te poate înțelege. Te apleci pe genunchi și simți prezența Lui. Amen. Și așa cum te mângâie El, nu te poate mângâia nimeni. Amen. Acele cuvinte care poate să ți le spună El, nu poate să-ți spună niciun om de pe pământul acesta. De aceea e mulțumit. Slavă. Pentru că avem harul acesta. Spune versetul 19, așadar voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa Lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Și pentru aceasta vrem să-i mulțumim. În această rugăciune nu vrem să cerem nimic. Pentru că ne-a dat totul. Și să-i mulțumim că suntem copiii Lui. Amen. Să-i mulțumim că ne-a răscumpărat. Că ne-a dat o șansă. Să-i mulțumim că într-o zi va veni și ne va duce de pe pământul acesta. În împărăția Lui, slăvit să fie numele Lui. Să-i mulțumim că într-o zi vom sta la masă cu El. Să-i mulțumim că într-o zi îl vom vedea față în față așa cum este El. Prin credință, slăvit să fie numele Domnului. Amen. Să-i mulțumim pentru credința pe care ne-a dăruit-o în inimile noastre. Pentru nădejdea pe care o avem și puterea Duhului Său cel Sfânt. Ne plecăm capetele noastre și intrăm în această rugăciune de mulțumire și laudă la adresa Lui Dumnezeu pentru tot binele pe care ne l-a făcut. Amin. Amin. Și în continuare să îl lăudăm pe Domnul cu altă cântare. Mulțumim Domnului că El este aici prezent. Eu, sincer, l-am simțit aici pe Dumnezeu. Ce frumos este în casa Domnului, pentru că spunea cuvântul Domnului că aici înverzește. Ieșim afară, la muncă, acolo mai ne uscăm puțin, mai, dar venim aici și prindem viață. Slăvit să fie Domnul nostru. Pentru că spune cuvântul Domnului că Iisus Hristos, ce este? Viață. Binecuvântat să fie Domnul. Mare har, frați și surori, vă spun că mare har să-L avem pe Iisus. De ce? Pentru că El este Mântuitorul nostru și într-o zi, așa cum spunea fratele Gigi, vom ajunge acasă. Dar mare har este pentru că în fiecare zi Domnul Iisus Hristos ne-a promis că va fi cu noi. Și prin bucurii, și prin necazuri, și prin boală. Eu de mulți ani am probleme, de vreo 20 de ani cu coloana și slavă Domnului că sunt în picioare. Aleluia. Slavă Domnului că ești în picioare, că poți să umbli. El merită toată lauda. Glorie. Și de aceea este frumos, pentru că orice ar veni în viața ta, sunt momente în viață când parcă toată lumea te-a părăsit. Dar Iisus este lângă tine. El este Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. De aceea haideți să ne încredem în El, să ne punem toată nădejdea în El. Și după această cântare vrem să facem o rugăciune pentru cei bolnavi, pentru cei în suferință, pentru părinții noștri, pentru cei dragi ai noștri, pentru cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Mi-a spus un tânăr de la un orfelinat, Călin, frate Călin, vreau să iau botezul. Și când am auzit, mare este Dumnezeu. Mare este Dumnezeu. Dumnezeu lucrează și astăzi, să nu credeți. Că Dumnezeu s-a schimbat. El și astăzi mântuiește, și astăzi vindecă, dar trebuie ca și noi să ne rugăm pentru frații noștri, pentru surorile noastre, pentru cei dragi ai noștri care poate încă nu-L cunosc pe Dumnezeu, să nu ne dăm bătuți niciodată. Este foarte important. Niciodată să nu te dai bătuți, să te rogi pentru chiar și pentru vrăjmașul tău. Doamne ajută-ne! Haideți să lăudăm pe Domnul cu o cântare și apoi vom face această rugăciune pentru cei bolnavi. Amin.
Vrem să ne închinăm Domnului și să ne rugăm pentru frasurori, pentru cei dragi ai noștri, ca Dumnezeu să lucreze. Și aș vrea să vă citesc din Evanghelia după Ioan, capitolul 11, o minune extraordinară, o lucrare pe care o face Domnul Iisus Hristos, pe care omul nu poate să o facă. Știți întâmplarea când Lazar moare și ceea ce aș vrea să scot în evidență în această dimineață este că Domnul Iisus Hristos îi pasă de problema ta. Spune cuvântul lui Dumnezeu că în versetul 21 Marta a zis lui Iisus: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Dar și acum știu că orice vei cere de la Dumnezeu, îți va da Dumnezeu. Glorie lui Dumnezeu. Și aș vrea să citim versetul 35, un verset scurt, dar un cuvânt plin de putere. Spune cuvântul lui Dumnezeu, așa cum vedem acolo pe ecran, că Iisus,
Fiul celui preanal, Dumnezeu din Dumnezeu, 100% Dumnezeu, 100% om, Iisus plângea pentru Lazar. Și mă gândesc pentru suferința familiilor de acolo. Să știi că Domnul Iisus Hristos, în această dimineață, El știe suferința ta. El știe apăsarea ta. El știe cu ce te confrunți în viață. Poate nu știe nici soțul, poate nu știe familia ta. Sau poate știu, dar nu pot să facă nimic. Pentru că sunt boli. Sunt suferinți pe care doar Dumnezeu poate să le vindece. Și așa cum știm și auzim de multe ori în locul acesta, cea mai mare suferință, cea mai mare boală este boala sufletului. Adică poți să fii mort din punct de vedere spiritual și poți să fii mort fizic. Dar ceea ce dorește Domnul Iisus Hristos să se atingă de problema ta. Dacă dorește El. Sunt suferinți pe care Domnul Iisus le vindecă și poate. Sunt suferinți pe care El îngăduie ca să rămânem umili și smeriți și lăudați să fie Domnul pentru aceasta. De aceea aș vrea să vă spun că Domnul Iisus Hristos l-a iubit pe Lazar și aș vrea să vă spun în această dimineață cu toată credința că Domnul Iisus Hristos ne iubește pe toți. Slăvit să fie numele Său. Haideți să ne ridicăm în picioare și versetul 36, dacă oamenii din jur l-au văzut pe Domnul Iisus că plânge, că suferea atunci, iudeii au zis, versetul 36, iată cât îl iubea de mult. Așa ce frumos este să fii iubit, ce frumos este să fii respectat, ce frumos este să nu fii înșelat. Aceste lucruri le-a făcut Iisus Hristos pentru noi. Și în această dimineață, eu cred că este aici să iei suferința ta. Să aline durerea ta. Chiar dacă Dumnezeu nu dorește să vindece boala ta, boala spirituală, El are un moment și are momentul lui, fraților. Dar noi, așa cum am spus, mai înainte nu trebuie să ne dăm bătuți niciodată. De aceea vedem acolo pe ecran cauzele Bisericii Maranata. Haideți în continuare să mijlocim înaintea Domnului ca Dumnezeu să lucreze. Ca Dumnezeu să-și pună mâna peste fiecare familie. Ca atunci când ieșim din casa Domnului, protecția Domnului să fie peste fiecare dintre noi. Lăuda să fie Domnul. Dacă mai aveți cauze și dacă vreți ca Domnul Iisus să se atingă de cauza dumneavoastră, haideți să ridicăm o mână prin credință și Dumnezeu să fie acela care să se îndure. Amin. Dumnezeu să lucreze. El este aici. El este prezent prin Duhul Sfânt și El are puterea să se atingă de fiecare dintre noi. Lăudați să fie numele Său. Haideți să închidem ochii noștri și cu întreaga adunare să mijlocim pentru toate cauze, să ne rugăm pentru văduve, pentru orfani, ca Dumnezeu să fie de partea lor, să-i întărească acolo unde sunt și cel mai important, fraților. Și eu am fost tânăr și acum nu sunt așa în vârstă. Întotdeauna am înțeles că în viață cel mai important este să aparții Domnului Iisus. Să fii în mâna lui Iisus. Când mâna lui Iisus, ești în siguranță. Lăuda să fie Domnul. Haideți să ne rugăm Domnului. Amin. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Mulțumim Domnului că ne ascultă rugăciunea. Slăviți să fie El. Haideți să mai lăudăm pe Domnul cu o cântare. Nu uitați că și cântarea atinge mintea noastră, atinge trupul, sufletul și vrem ca în continuare să ne bucurăm în prezența lui Dumnezeu. Haideți să lăudăm pe Domnul cu încântare. Mă dă-mi e scoată.
Dragilor, și să ne pregătim să citim un cuvânt pentru astăzi, că până aici l-am lăudat pe Dumnezeu prin cântare, prin rugăciune, l-am așezat deasupra slujbei, la tot ceea ce noi pregătim. Însă de aici spunem, Doamne, vrem să ascultăm cuvântul Tău. Amen. Și înainte să citim un cuvânt pentru astăzi, haideți să ne uităm în stânga și în dreapta și să ne zicem: bine ai venit la casa Domnului, să dăm mâna unii cu alții, să ne binecuvântăm. Ce frumos este să ne vedem din nou la casa Domnului. Bine. O să te așa de mult, așa că nu ne trebuie 10 minute. În câteva minute ne-am salutat.
Dragilor, vom citi un cuvânt din Vechiul Testament. Ieremia, capitolul 38. Citim de la versetul 1 la versetul 13, după care sora Deborah și sora Alina veșeră să cânte o cântare spre slava Domnului și eu vă dau și cântare. Dacă nu vă supărați, iar dacă cumva nu merge, schimbați-o voi. E o cântare care îmi place foarte mult, spune așa refrenul. Orice har, să știi că Domnul te iubește. E refren sau așa începe cântarea, nu știu, vedeți voi. Și apoi spune, să ai pace. Deci citim cuvântul Domnului din Ieremia, capitolul 38, de la versetul 1. Sunt câteva nume evreiști aici. Da, încercăm să pronunțăm bine. Sefatia, apoi zice Gedalia, apoi zice Iucal, Pashur, au auzit cuvintele pe care le spunea Ieremia întregului popor, zicând, așa vorbește Domnul, cine va rămâne în cetatea aceasta va muri ucis de sabie, de foamete sau de ciumă, dar cine va ieși și se va duce la Haldei, la Babilonieni, va scăpa cu viață, va avea ca pradă viața lui și va trăi. Așa vorbește Domnul. Cetatea aceasta va fi dată în mâna oștirii împăratului Babilonului și o va lua. Atunci, căpeteniile au zis împăratului, omul acesta trebuie omorât. Căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor, ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele poporului acestuia și nu vrea decât nenorocirea. Și împăratul Zedechia a răspuns, iată-l, este în mâinile voastre. Căci împăratul nu poate face nimic împotriva voastră. Atunci ei au luat pe Ieremia, l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului care se afla în curtea temniței și au coborât în ea pe Ieremia cu funii. În groapă nu era apă, dar era noroi și Ieremia s-a fundat în noroi. Eben Melec, etiopianul, famen, dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia a fost aruncat în groapă, iar împăratul stătea la poarta lui Beniamin. Eben Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel. Împărate, Domnul meu, oamenii aceștia au făcut un rău, au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Și împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed Melec, etiopianul. Ia de aici 30 de oameni și scoate din groapă pe prorocul Ieremia până nu moare. Ebed Melec a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului într-un loc de subtul misteriei. A luat de acolo niște petece de haine purtate și niște zdrențe de haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă cu niște funii. Ebed Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia, pune aceste petece purtate și aceste zdrențe sub subsorii, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Au tras astfel pe Ieremia cu funile și l-au scos afară din groapă. Ieremia a rămas în curtea temniței. Amin. Dacă nu ne este prea greu, haideți să rămânem în picioare și să cântăm și noi împreună cu cele două surori cântarea aceasta și refrenul acesta frumos care spune să ai pace. Că dacă avem pacea lui Hristos, pacea lui Dumnezeu în inimile noastre, atunci radiem de bucurie și fața noastră și sufletul nostru. Amin. Amin. Să ai pace.
că Tu ești Fiul de Dumnezeu, în cei din jur te vor primi cu pacea Ta. Să ne reașezăm. Prin Slovenia, prin... Și spuneau că spre Italia erau o mulțime de numere de România. Era o vreme când ne duceam noi românii din Italia sau din alte țări și ne duceam acasă în România, la părinți, la cei dragi ai noștri, și erau numai numere de Italia, de Spania, de... Dar Dumnezeu a îngăduit ca în România lucrurile să se schimbe și să existe prosperitate și acolo. Și mă bucur văzând că oamenii din România cu numere, da, mașina asta cu numele de România, încep să vină în Occident și vin și ei să-și facă câte o vacanță. E prosperitate. E binecuvântarea lui Dumnezeu. Și pentru aceasta îl slăvim pe Dumnezeu. Dar aș vrea să vă spun că în mijlocul prosperității, cel mai mare pericol pentru pocăiți, pentru credincioși, este prosperitate. În mijlocul prosperității trebuie să dăm dovadă de oameni al lui Dumnezeu, care știm să alegem bine, pentru că Dumnezeu ne-a creat cu liberul arbitru. Dumnezeu ne-a creat cu posibilitatea de a alege. Spune Biblia că ne-a creat chip și asemănarea lui Dumnezeu. Apoi Dumnezeu a zis să facem om după chipul nostru. Dumnezeu nu are chip, ca formă fizică. E spirit, e duh. Și atunci când cuvântul Domnului spune că ne-a creat pe noi chip și asemănarea Lui, ne-a creat cu capacitatea, așa să gândiți, cu capacitatea de a gândi. Uitați-vă la un animal, el gândește ceva, gândește limitat, un câine, o vacă, un cal, limitat. Noi ca și oameni avem onoarea aceasta să fim creați chip și asemănarea Lui Dumnezeu. Gândim. Avem capacitatea, dragilor, de a iubi. Avem capacitatea de a stăpâni, avem capacitatea de a discerne, de a alege, avem capacitatea de a simți durerea sau bucuria. Așa ne-a creat Dumnezeu, slăvit să fie numele Său. Și am fost creați cu liberul arbitru. Dragă Daniel, așa mă cheamă pe mine, da? Dragă Daniel, Dumnezeu ți-a dat capacitatea de a alege. Vrei să ridici pe alții sau să-i îngropi pe alții? Vrei să vorbești de bine sau să vorbești de rău? Vrei să fii purtător de vești rele sau purtător de vești bune? Alegerea ți-o aparține ție. Vrei să cauți fața Domnului sau nu? Vrei să cauți prosperitatea sau vrei să-L cauți pe Dumnezeu în mijlocul prosperității? Alegerea ne aparține nouă. Dar într-o zi va veni momentul acela când vom sta în fața lui Dumnezeu la judecată și vom da socoteală pentru fiecare alegere pe care am făcut-o în timpul acesta de libertate. Și ce spun tinerii? Frate Daniel zice, ce rost are să fim credincioși, să avem atâtea restricții, să fim așa de atenți că până la urmă, zice, oricum ne merge bine și nouă îi merge bine și la cel care nu-i atent deloc și își permite orice lux de a trăi separat de Dumnezeu, de a trăi în imoralitate. Da, așa este. Pentru un moment Dumnezeu nu intervine, dar vine vremea când Dumnezeu va interveni. De aceea, deci, aș vrea să vă spun că în acest pasaj care l-am citit, probabil că pentru cei care cunoașteți istoria e ceva mai ușor, pentru ceilalți e ceva mai greu. După 300 de ani, vă spuneam, după ce s-a făcut templul și Dumnezeu s-a coborât acolo în templu, au început problemele, pentru că s-au îndepărtat de Dumnezeu oamenii. Poporul lui Dumnezeu a uitat de Dumnezeu și au început problemele și când încep oamenii să se îndepărteze de Dumnezeu, atunci Dumnezeu spune, nu se poate merge așa înainte, pedeapsă. Și pentru poporul evreu, dacă cunoașteți acele date, 586 înainte de Hristos, când au năvălit babilonienii și au luat în captivitate pe evrei, poporul lui Dumnezeu, și l-au dus. Acum se întâmplă, în pasajul pe care l-am citit. Da? Și atunci Dumnezeu îl alege pe Ieremia, un profet, care 40 de ani nu face altceva decât să profețească și să zică mai întâi, în primii ani, spunea, pocăiți-vă! Întoarceți-vă la Dumnezeu. Și oamenii își băteau joc de el. Și de asta făcea toată viața. A vrut să se căsătorească. Și Dumnezeu a spus, nu te căsătorești. Tu rămâi necăsătorit și faci lucrarea mea. 40 de ani, mereu mesaje de crude. Mesaje de groază. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Întoarceți-vă la Dumnezeu. Și oamenii l-au luat în del și și-au bătut joc de el. Dar a venit o zi în care Dumnezeu n-a mai spus, întoarceți-vă la Dumnezeu.
A venit o zi în care Dumnezeu, prin profetul Ieremia, a spus, vine pedeapsa. Dacă totuși vreți să vă scăpați viața, să vă duceți în captivitate. Vor veni popoarele acestea, haldeilor, babilonenii, vor veni la voi. Vor cuceri cetatea, vor nenoroci templul Dumnezeu, casa sfântă. Și voi, dacă vreți să vă scăpați viața, va trebui să vă duceți cu ei. În acest context al nostru, în acest război între poporul Dumnezeu și babiloneni, apare acest personaj, Ieremia, apoi apare un alt personaj despre care vreau să vorbesc astăzi și vreau să învățăm de la el. Și titlul mesajului meu din această dimineață, dragilor, este Ebed-Melec. El este personajul, omul care ridică pe alții. Etiopian. Am avut un coleg de muncă, etiopian, și era de culoare. Astăzi învățăm de la un om de culoare. Ebed-Melec. Ne uităm la el, spune cuvântul Domnului că a venit în fața împăratului, era serios, era credincios la locul de muncă, era promovat în slujire la locul de muncă în fața împăratului Zedechia și a venit și a spus așa, Ebed-Melec, etiopianul, versetul 7, famen, dregător la curtea împăratului, a auzit că Ieremia fusese aruncat în groapă. Primul lucru care vreau să vă spun astăzi. Omul acesta dedicat în totalitate slujirii împăratului și noi actualizăm mesajul, paragonăm mesajul, facem o paralelă cu slujirea noastră înaintea lui Dumnezeu. Omul care a ales să slujească fără să se căsătorească, să fie de dimineață și până seara la curtea împăratului, vine la împărat și spune Ebed-Melec, etiopianul, famen dregător la curtea împărat, a auzit că Ieremia, un om al lui Dumnezeu, a fost aruncat în groapă. A auzit că cuiva i s-a făcut un rău. A auzit că cineva are necazuri. A auzit că cineva are greutăți. A auzit că cineva are o mormântare, actualizând mesajul. A auzit că cineva a rămas fără niște bănișori ca să ajungă până la sfârșitul lunii. A auzit, adică Ebed-Melec, primul lucru care vreau să vi-l transmit, dragilor, a fost un om informat cu privire la problemele din jur, la problemele altora, la necazurile altora. Și cazul nostru, da, un om informat cu privire la problemele fraților din biserică. Prosperitate, vă spuneam înainte. Fiecare caută focul la oala lui, fiecare caută ca familia lui să stea bine, să trăiască bine și așa de puțin se mai gândește lumea din ziua de astăzi la ceilalți, la aproapele său. Ce ne interesează, ce mă interesează, spune lumea în general. Însă omul acesta știa că Ieremia este nevinovat. Un profet. Un om al lui Dumnezeu a fost aruncat în groapă, adică, vă rog să fiți atenți, a fost pedepsit cu moartea prin înfometare. Nu împușcat, nu spânzurat, nu ars, ci aruncat într-o groapă, fără apă, cu mlaștină, cu noroi. Cine știe cât s-o fi afundat Ieremia acolo? Să fi fost până la genunchi, să fi fost până la brâu, să fi fost până la gât noroiul acela. Prin înfometare, moarte prin înfometare. Și el aude, Ebed-Melec aude, se duce la împărat și îl roagă pe împărat să ia atitudine. Ebed-Melec, dragilor, prezent la locul de muncă, cu ochii deschiși. Și asta ne cere cuvântul lui Dumnezeu nouă, prezenți la biserică, prezenți între frații noștri, cu ochii deschiși. Adică el avea în mână situația la curtea împăratului, avea pulsul celor, pentru că era dregător, situații la curtea împăratului. Ce frumos este ca noi slujitorii, ca noi frați în Domnul, să avem pulsul bisericii, să știm unii de alții, să știm când cineva are necazuri, să știm când cineva are probleme și să intervenim, da? Ebed-Melec, un om informat, un om care avea urechile deschise. În Proverbe, înțeleptul Solomon ne spune că omului îi plac bărfele și zice că este ca și mierea care dulce, care alunecă și intră așa în noi. Să nu ne placă astea, ci să ne placă cealaltă parte. Să fim informați, dar nu pentru a povesti, pentru a vorbi de rău, pentru a purta veștrele, să fim informați pentru a ne ajuta unii pe alții și zic Domnul să ne ajute. Amin, dragilor? Amin. Astăzi învățăm de la un african.
un om de culoare, Domnul să-i binecuvânteze. E așa de important, dragilor, spune cuvântul Domnului Ioan, capitolul 13, versetul 35, spune așa: prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, spune Iisus, dacă veți cânta în corul bisericii, dacă veți cânta în orchestra bisericii, dacă veți urca pe scenă și veți cânta la orgă și la microfoane, prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți copiii mei, pentru că predicați bine, pentru că păstoriți bine, pentru că slujiți bine în conducerea bisericii. Așa spune cuvântul Domnului. Eu nu văd așa. Prin aceasta vor cunoaște toți cei de afară că sunteți copiii mei, fiii mei, ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și Dumnezeu să ne ajute, fraților, să avem această dragoste a lui Dumnezeu în mințile și în sufletele noastre. În Ioan, în capitolul 21, Iisus Hristos îl ia deoparte pe Petru, după ce s-a lepădat, și are o discuție cu Petru foarte intimă, și la un moment dat îi spune: Petru, actualizând mesajul, vezi că în biserică nu sunt numai pocăiți puternici, frați puternici pe care poți să-i mustri și nu se supără, la care poți să le ceri ceva și fără probleme răspund pozitiv. În biserică sunt mielușei. Ce mai sunt? Oițe. Și ce mai sunt? Oi. Și Hristos ce îi spune lui Petru? Paște ce? Numai oile. Adică tu să vii, frate Daniel, la biserică și numai să predici și gata. Nu. Zice, tu să vii, frate Daniel, să faci parte din conducerea bisericii, să fii parte din biserică și să mai și vizitezi bolnavi, să te mai duci și pe la văduve pe acasă, să te mai duci și pe la copilașii ăia bolnavi sau pe la oameni cei care au probleme și greutăți și necazuri. Nu e așa, că asta înțelege și dumneavoastră? Deci lui Petru i-a spus: paște oile mele, paște oițele mele, paște mielușei. Deci pentru aceasta, de la Ebed-Melec, în această zi, învățăm să fim slujitori, să fim credincioși, să fim frați și surori informați. Ebed-Melec a auzit că cineva are necazuri și a intervenit. Al doilea lucru, dragilor, uitați-vă în versetul 8. Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului și a vorbit împăratului astfel: împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă. Are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Al doilea lucru, dragilor, Ebed-Melec, un om căruia îi pasă. Nu numai că este informat, nu numai că știe de situație, nu numai că știe de necazurile fraților, dar el are inima frântă pentru asta. El suferă cu cel ce suferă. Lui îi pasă, este un om de acțiune, este un om care caută soluții și se duce și se bagă. Cel mai frumos este să nu te bagi. Că nu-ți creezi probleme. Cel mai frumos este să nu faci nimic. Că nu greșești. Nimeni nu strică pe tine, nimeni nu te mustră. Cel mai frumos este să fii la biserică. Cazul, da, actualizăm mesajul, că de aceea e cuvântul Domnului, da, să-l actualizăm. Să vii la biserică, să te așezi pe un scaun, aer condiționat, alții, da, frații cu ordine să pregătească tot așa și să te rogi și să cânți cu frații și când s-o termină biserica la 12 și un minut să te duci acasă și să nu te mai intereseze nimic, să nu te bagi. Cel mai ușor este să stai deoparte, să nu faci nimic, pentru că nu-ți creezi probleme în primul rând, să nu riști. Într-o zi, pastorul bisericii din Corint, din pastorul unei sinagogi din Ahaia, zice, Sostene îl chema, predica Evanghelia pe acolo și nu le-a plăcut la evrei și l-a luat la bătaie și stătea în fața judecătorului Galion și spune Biblia așa, numai ca să vă citesc asta: au pus mâna pe Sosten, fapte 18 cu 17, fruntașul, pastorul sinagogii, a bisericii, și îl băteau înaintea scaunului de judecată fără ca lui Galion să-i pese.
Ebed Melech, ce învățăm de la el în al doilea rând, dragilor, este un om căruia îi pasă de ceilalți. Că asta ne învață cuvântul Domnului, asta ne învață Biblia, dragilor, asta vrem să învățăm în această dimineață, să fim oameni care să, așa mi-a notat titlul, da? Ebed Melech, omul care ridică pe alții, slăvit să fie Domnul. Și noi să învățăm de la Ebed Melech, să fim oameni care să fim informați, care să îi ridicăm pe alții, care să ajute pe alții, care să-și ajute aproapele. Spune în Luca capitolul 10 că stătea de vorbă Iisus cu ucenicii, cu mulțimea și la un moment dat era întrebat cine trebuie ajutat. E clar că din punct de vedere material și economic în biserică sunt extrem de puține cazuri, poate nici nu sunt cazuri. Dar din punct de vedere spiritual sunt extrem de multe cazuri, extrem de mulți tineri care au căzut de la credință din familiile noastre, care s-au lăsat de credință, care au nevoie de ajutor, au nevoie de susținere. Și oamenii l-au întrebat pe Iisus, dar pe cine să ajut? Cine este aproapele meu? Și Iisus Hristos le spune așa, un om se cobora din Ierusalim la Ierihon, Luca 10, 30 și 30, a căzut între niște tâlhari, l-au dezbrăcat, l-au jefuit de tot, l-au bătut zdravă, n-au plecat și l-au lăsat aproape mort. Avem aproape un cadavru. Cineva bătut și părăsit acolo. Din întâmplare, spune cuvântul Domnului, se cobora pe același drum un preot și spune, când a văzut pe omul acesta, a trecut înainte pe lături. Un pastor. Și-a zis, era duminică dimineața. Și-a zis, eu trebuie să ajung repede la biserică, că trebuie să țin predică astăzi. Zice că s-a dus mai departe. Continuă cuvântul Domnului și spune, un levit trecea și el prin locul acela și când l-a văzut a trecut înainte pe alături. Cine sunt leviții în Scriptură? Muziciștii și cei care făceau slujbe la casa Domnului. Păi zice, eu sunt om de ordine, eu trebuie să ajung la fără 20 acolo. Eu trebuie să mă duc, eu nu pot să ajut, eu trebuie să mă duc. Dar spune cuvântul Domnului, un samaritean, ăsta nu era dintre evrei, ăștia erau periferia societății, nimeni nu-i băga în seamă. Spune, un samaritan care era în călătorie a venit în locul unde era căzutul el și când l-a văzut, i s-a făcut milă de el, s-a apropiat, i-a legat rănile, a turnat peste ele unde lemn și vin, apoi l-a pus pe dobitocul lui și l-a dus la un han și a îngrijit de el. Și a doua zi, spune cuvântul Domnului, când a pornit la drum, a scos 2 lei, i-a dat hangiului și a zis, ai grijă de el și orice vei mai cheltui, îți voi da înapoi la întoarcere. Dragilor, asta ne învață Hristos. Aproapele meu este omul în necaz, omul care are nevoie de intervenția mea. Poate că nu are nevoie de bani, că în Italia și în zona în care noi locuim, toți muncim și nu avem nevoie de bani, dar avem nevoie de un telefon. Avem nevoie de o rugăciune, avem nevoie de un mesaj, avem nevoie de încurajare. Domnul să ne ajute pe fiecare în parte. Deci, dragilor, Ebed Melech, omul care este informat, primul lucru. Are urechile deschise. El nu zice, pe mine nu mă interesează nimic, eu nu mă bag, eu nu mă risc, eu nu fac nimic, eu las să facă ei, las să cânte ei, las să se roage ei, las să dăruiască ei, eu stau deoparte și gata. Nu. Ebed Melech, omul căruia îi pasă și riscă și se duce la împărat, pentru că, ascultați-mă, cei care i-au dat sentința lui Ieremia au fost toți șefii, toți dregătorii curții împăratului. Adică toți oamenii mari, rang, toți generali au venit și au spus omul acesta, Ieremia, care nu știe să proroșească decât necaz, decât răzbunarea lui Dumnezeu, ăsta trebuie să moară și sentința i-au dat-o cei mai mari. Și a venit un altul și a spus, împărate, cei mai mari au greșit. Putea să fie decapitat. A riscat. Putea să zică, dar tu ești trădător. Adică toți sau nici au spus sentința lui să fie moarte prin înfometare, dar tu cine te găsești să spui că nu merită moarte? Putea să fie ucis. I-a păsat. L-a durut. A riscat. S-a băgat. Și Domnul mai apoi l-a binecuvântat și asta să vedem la sfârșit. În al treilea rând, lor, haideți să citim versetul 11. Spune așa, Ebed Melech a luat cu el pe oamenii aceia și s-a dus la casa împăratului într-un loc de desubtul visteriei. A luat de acolo niște petice de haine. Așa e că la prima citire, când am citit asta, nici nu ne-ați băgat în seamă. Uite ce frumusețe, ce delicatețe se găsește aici. Spune că a luat niște petice de haine, niște strențe, haine vechi și le-a coborât lui Ieremia în groapă cu niște funii.
Și Ebed-Melec, etiopianul, a zis lui Ieremia, pune aceste petice purtate și aceste zdrențe sub mână, cum spunem noi, sub sol, sub funii. Și Ieremia a făcut așa. Păi cum să-l tragă dintr-o mlașină? Poate era băgat până la brâu, poate era băgat până în gât, în noroi. Cum să-l scoți afară pe om, să se țină el cu mâna de funii, nu să putea scoate. Uite câtă delicatețe aici. Auzi, noi îți dăm jos niște zdrențe, tu să le pui sub soare, să le pui sub mână. Să legi mai apoi funia și cu gingășie, nu te mă scoate afară ca să nu te rupem, să nu scoatem mâinile afară. Deci, dragilor, Ebed-Melec, în al treilea rând, ce învățăm de la el? Un om delicat. Știu, dragilor, că ne ascundem sub acele versete adevărul, zice Hristos, e adevărul și trebuie să spunem adevărul și ne ducem la omul care a căzut în păcat și îi spunem moarte și îi spunem e iadul la tău pentru că ai curvit, pentru că ai băut, pentru că ai căzut, dar și îi dăm în cap și îl legăm cu funii și scoatem mâinile afară, da, metaforic? Ebed-Melec, cu finețe, cu delicatețe, a spus, pune strențele astea sub tine. Așa de puțin valorează zdrențele alea, da? Pune sub tine ca să nu-ți face un om. Adică când cineva e în groapă, dragilor, când cineva e în groapă, e slăbit, e nemâncat, e rănit, e vai de capul lui, să încercăm cu delicatețe, cu sensibilitate să-l scoatem din groapă, ca altfel îl ucidem, nu cu cuvinte jignitoare. Ce-ar fi dacă te duci la unul căzut și îi spune, care, mă rog, mai apoi are necazuri, poate s-a îmbolnăvit, și să-i spui, auzi, Biblia zice așa, în Galateni 6:7, ce seamănă omul aia seceră? Păi te duci la unul care a căzut și îi spui, păi dacă te-ai comportat așa, așa te-a bătut Dumnezeu, zice, odată în tine boală. Unde-i delicatețea? Unde-i sensibilitatea? Ebed-Melec e delicat și asta vreau să învățăm, dragilor. Spune cuvântul Domnului, Galateni 6:1, fraților. Haideți să vedeți că nu mi le inventez. Să scrise Scriptura. Galateni 6:1, fraților, dacă un om ar cădea deodată în vreo greșeală, de ce n-ai fi tu mâine? Astăzi ești bine, ești la biserică, ești puternic, dar poate mâine? Zice, voi care sunteți duhovnicești, să ridicați cu delicatețe, cu sensibilitate, cu duhul blândeții și ia seama la tine însuți să nu fii ispitit și tu, spune cuvântul Dumnezeu. Petru le cere bărbaților care erau așa mai de la țară, mai muncitori, mai agresivi, verbal. Petru le cere și le spune, ascultați-mă bărbaților, zice, purtați-vă și voi la rândul vostru cu înțelepciune cu nevestele voastre. Fiți delicați, fiți sensibili, pentru că, zice, dați cinste femeii ca unui vas mai slab. Că așa ne-o crea Dumnezeu, că tu reziști de dimineața până seara să muncești și să zugrăvești și să zidești sub un soare de 40 de grade, dar nevastă ta e mai sensibilă și Petru spune ție și ne spune nouă, fiți sensibili, fiți delicați cu ele, fii delicat cu cel care cade, care trebuie ridicat. Spune înțeleptul Solomon în Proverbe 16:24, cuvintele prietenoase sunt ca un fagure de miere dulci pentru suflet și sănătoase pentru oase. Ce personaj simpatic deosebit avem astăzi în fața noastră? Un om de culoare care, unu, asta nu o să vă transmit, e un om informat. Un om care știe ce se întâmplă, are pulsul fraților de biserică. Păi dacă vii odată la lună la biserică, fratele meu, de unde să știi cine are necazul? Dar dacă vii odată la trei luni, de unde să știi cine trebuie ajutat? La doilea rând, Ebed-Melec este un om căruia îi pasă, se bagă, riscă, se duce la împărat și zice, auzi, Ieremia, trebuie scos afară de groapă, nu putem să lăsăm acolo necas și mocilă, să moară înfometat. În al treilea rând, Ebed-Melec, un om delicat. Bine, dacă ne vom comporta așa, fraților, uitați-vă ce se întâmplă. Să zicem că sunteți binecuvântați de Domnul și sunteți așa cum am prezentat portretul acestui om, Ebed-Melec. Uite ce spune cuvântul Domnului. Ieremia 39, ne ducem un capitol mai în față. Ieremia 39, de la versetul 15, spune așa. Cuvântul Domnului vorbise lui, astfel lui Ieremia, profetul care a fost aruncat în groapă și mai apoi ridicat, pe când era închis în curtea temniței, da? Spune versetul 16, du-te, te vorbește lui Ebed-Melec. Auzi, ai o misiune.
Majoritatea dregătorilor și a căpătenilor m-au condamnat la moarte prin înfometare. Du-te și vorbește lui Ebed-Melec, etiopianul, și spune: așa vorbește Domnul oștirilor, Dumnezeului Israel. Iată, voi aduce peste cetatea aceasta lucrurile pe care le-am vestit în rău și nu în bine. Nu se discută. 300 de ani v-ați îndepărtat de Dumnezeu. Vine poporul babilonean și vă contopește. Nu se discută. Pedeapsa o primiți. Însă, versetul 17 spune: dar pe tine, Ebed-Melec, care ai fost un om informat, care ai fost un om delicat, care ai fost un om supus, care ai fost un pocăit, un credincios adevărat și ai simțit cu cel ce simte, pe tine te voi izbăvi în ziua aceea când va veni necazul, când vor veni armatele să zdrobească poporul Dumnezeu, zice Domnul, și nu vei fi dat în mâinile oamenilor de care te temi. Și versetul 18 spune: te voi scăpa și nu vei cădea sub sabie, ci viața îți va fi prada tată de război. Adică îți vei câștiga viața în fața armatei, pentru că ai avut încredere în mine, zice Domnul. Nu așa că sfârșitul este superb? E frumos? Dacă faci bine, vei fi bine răsplătit. Dacă faci rău, răul va veni peste tine. Și Domnul Dumnezeu, dragi în această dimineață, să ne ajute să mai punem o piatră grea la fundamentul credinței noastre în Dumnezeu. Aceasta este învățătura lui Dumnezeu. Acum eu de fiecare dată vă spun că venim la biserică, dragilor, că la biserică, când venim și când auzim cuvântul Domnului, este locul unde ne cercetăm viața noastră. Care dintre noi, care din frații din conducere, care din frații presbiteri, care pastor, care slujitor, care ar putea să se ridice, să stea în picioare și să zică: așa cum scrie în Biblie, eu așa sunt. Vai de capul nostru! Dar în fiecare zi, cum spuneau frații înainte la timpul de rugăciune, noi ne dăm toate silințele să împlinim cuvântul Domnului. Astăzi avem această ilustrație, avem acest pasaj, ne uităm la Ebed-Melec și ne uităm la frumusețea lui, adică a caracterului său, și vrem să spunem Domnului: Doamne, ajută-mă să fiu un copil al Tău. Amen. Nu prea să. O, mai am și eu derapajele mele, mai am și eu cuvintele mele scăpate așa fără rost, am mai supărat pe frați, pe surori, în loc să ridic, l-am îngropat, l-am apăsat, i-am aruncat câteva cuvinte grele. Doamne, ajută-mă să fiu altfel. Asta vrea Iisus de la noi, dragilor. Noi nu vom reuși să fim perfecți niciodată. Asta e o veste foarte proastă. Până la revenirea lui Iisus Hristos, când va veni Iisus Hristos, trupurile noastre de carne vor fi schimbate, dragilor, și atunci vom fi ca și Hristos. Dar până atunci e bătălie, e luptă. Le spun tinerilor care vor să se boteze sau care sunt la vremea botezatului în apă: păi, zice frate Daniel, nu de mult am vorbit cu unul, zice frate Daniel, eu încă nu sunt pregătit. Și eu mă întreb: când vei fi pregătit? Dacă tu crezi că va veni ziua când vei fi pregătit, pentru că știi ceva, eu voi începe să postez, să mă rog, să citesc din Biblie și... Foarte bine că încep să faci toate astea, dar când crezi că vei fi pregătit? Pentru că pregătit ești prin credința în jertfa lui Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Sfinți nu sunt pe acest pământ decât prin crucea lui Iisus Hristos. De aceea, cum ne îndeamnă și Biblia, noi ne dăm toate silințele să ne apropiem de Dumnezeu. Ne dăm toate silințele să ne iubim unii pe alții. Prin aceasta vor cunoaște toți, spune Iisus, că sunteți ucenicii mei, prin dragostea care o veți avea unii pentru alții. Dar vreau să vă dau și vestea proastă din Matei 24. Spune că în vremurile sfârșitului, dacă este cineva care are ochi spiritual și vrea să vadă către ei în vremea sfârșitului, poate să vadă. Uitați-vă către roși, uitați-vă către Israel, uitați-vă la războaiele care ne înconjoară, uitați-vă la imoralitatea și la destrăbălarea care se întâmplă în zilele acestea la Lignano. Ați auzit că vin LGBT, vin la Lignano și fac parada acolo. Nu vă duceți 2-3 săptămâni, că acolo vin duhurile demonice cu ei, da? Deci, cine nu vrea să vadă că trăim vremea sfârșitului, să nu vadă. Dar noi trăim vremea sfârșitului, dragilor. Și ce spune Biblia în vremea sfârșitului? Că dragostea celor mai mulți se va înfierbânta. Așa spune. Cum zice? Se va răci. Dragostea celor mai mulți se va răci. Dar nu a copiilor lui Dumnezeu, pentru că noi, ca și copiii lui Dumnezeu, suntem plini de puterea, de dragostea, de mila și bunătatea lui Dumnezeu.
Amin. Domnul să ne ajute pe fiecare să împlinim acest cuvânt. Haideți să ne ridicăm în picioare și să cântăm spre slava Domnului o cântare, după care vom face și rugăciune finală de mulțumire. Amin. În timpul acestei cântări ne închinăm și cu darul nostru de bunăvoie. Yeah.